Dar acum nu respectă pe Diana, cred că sunt lucruri spuse la nervi și eu te înțeleg. Da, amândoi sunt lucruri spuse la... Da, eu cred că Diana... Da, părerea mea, cred că Diana e destul de capabilă și că respectă. Pentru că... Știu că are puțin respect. Păi hai să o întrebăm, Diana, respect pe Renat. Nu vreau să răspund. Da, mai devreme au spus că nu știe ce înseamnă respect. Cum să mă respect? Era ironică, da. Cred că. Ei, Renat, îți spun eu că are respect, adică... Eu zic că era ironic acum să nu știe Diana ce e la respect. No, e ironic. O cunosc și știu că are respect față. De toată lumea de cea din casă. Uite, alb și negru. Alb și negru. Sunt mai frumos care ne place culorile mine. Vă completați? Da. Da. No, eu ți-am spus, părerea mea despre Diana este că este o fată respectoasă și are simțul umorului atunci când trebuie. De ce se vede numai partea aia rea? Așa vede și partea bună. Eu am început să mă apropii de tine, știi, când încă cu ligirea cu Filip. Și totuși vorbeam cu tine, și cu tine eram mai apropiată. În baie tot vorbeam, încercam să vorbesc cu ea mai mult, știi? Dar cum era Iana... Nu, dar nu e ok să gândim așa. Dacă eu mă cer cu tine, Ligi nu mai are voie să vorbească cu tine. Nu. Ok, nu o să ieșim toate da, tine la sucă. Ea mi-e prietenă, mai bună, logic. Dar să vorbesc în casă sau undeva, nu mai... L-ai văzut și când te-am văzut în oraș. Vin, vorbesc, mai ales că tu, dar stai un pic, Marius e prieten cu Filip. Ce la mai bine prieten? Da. Nu, cu noi e un random. Și acum am văzut că Filip chiar s-a apropiat de arăși din Marius, chiar mult. A avut o perioadă în care s-a certat, da. Acum și-o revine. Că și ea s-a zis că o să dăm amândouă, eu am povestit. Mi-a zis, da, eu mă bucur că e. Și eu mă bucur că chiar am zis atunci când s-a certat toate și vorbește cu Marius când era cealaltă, știi? Dar ei au fost apropiați, da, foarte tare. Chiar au fost. Când dormeam într-un pat, dormi 6-7 luni într-un pat. Frații, eu zis. Da. Tu dai seama și nu padinele acum avem noi despărțit așa. Ala, lipit. Aveam eu copii. Tu dai seama. Serios? Bine, se iubeau da, da, ținea unul la celălalt. Dar te-ai atașezi de o persoană fără să vrei. E ce e între ea și Bianca e aparte, înțelegi? Nu. Eu zic cu tine. Ia, la început... Nu înțelegi cu ea. Tu ai spus... Cu ce e? Ce e între ele două? Mai drept ce... O aia. Nu, cred că... Dar acum nu știu de unde a început. Hai, m-a înțepat Diana pe mine prin Bianca. Nu, dar și ce cred? Cred că e de atunci de când i-a spus Bianca. Ce? Că i-am adus cadou și să nu ia ca pe o apropiere, ceva de genul. A, păi și dintre atât. A, și vezi să zici că acum i-a întors, să răzbună ea, da. Nu? Să părerea mea. Da, sigur, de asta. Deci puteți continua? Da, n-am treabă. Nu mă interesează, parcă nu există așa. De fapt, și eu am fost așa cu Ligi. Nu, mă, nu mă interesa. Da, exact, nu că... De certat tu atunci cu ea. Deloc n-am vorbit cu ea. Să zic, nu m-a interesat deloc. Dacă făceam treaba, vorbeam la telefon, exact, făceam duș, exact, mă aranjam. Și eu la da. Fel. Puneam hainele. Nu aveam nicio treabă. Asta 4-5 zile, așa. Nu, și dacă nu e păcat, mai stăteam. Și până la urmă, cred că mutam. Dar acum se apropie finalul, nu are rost pentru 2 săptămâni să se mute. Oricum, eu zic că o să vă apropiați din nou. Așa am zis-o. Încredere mai puteți avea una în cealaltă și mai ales la vorbele pe care le-am spus una celelalte. Adică și eu m-am certat cu Ligi, dar cuvintele astea mi-am spus. Asta am zis eu. Nu există. M-a recunoaște că ai zis nu știu ce sau ai, nu. Nu. Ele cred că nu au fost prieteni și nu au fost... Da. Sincer, nu, eu zic că din partea mea, da, au fost. În partea adică ei, că ea pune suflet repede, da. Și, eram... și țineai la ea. Da, dar la mine nu. Ea e un pic mai rece. Da. Și mereu stă în gardă, are paranoia, are alea. Dar eu n-am nevoie de prieteni. Eu trebuie o prieteni care se uită la mine, râde, care mă simt bine, care îmi dă energie, care mă face să mă simt bine. Nu trebuie una care mă obosește, e supărată, e bosuflată, care mă face mereu să mă simt parcă și eu. Parcă un vibe, un nașpa. Da, să văd așa, știi? Da, păi în primul rând, ceea ce am spus eu, nu eram de favoare ei ca ea să se răzbune. Era un lucru oarecum în defavoarea ta mai mult decât în defavoarea ei, pentru că i-am spus că tu i-ai oferit cadou. Atunci? Atunci? Da, tu i-ai oferit cadou, deci oarecum tu i-ai dat un motiv. Mă interesează ce ai zis tu atunci, Bianca. Nu vorbesc cu tine, dragă Diana, nu, da? Nu, pe mine mă interesează ceea ce a zis Liviana acum. Nu mai vorbesc cu Gabi, nu vorbesc cu tine. Las-o pe Diana, să o înțeleg cumva. Că eu am spus. Că te-am auzit mai devreme, Gabi, de-aia ți-am răspuns. Da, nu, asta a fost o părere de-a mea, nu că am zis că a fost, poate că a fost nefavoarea mea, știi? Păi da, dacă eu spun că Livian îmi dă mie un cadou, nu are de ce să fie nefavoarea mea. Eu așa am zis-o la mult. Nu, dar i-am spus că și explicat cumva că... oare, cumva
Diana, acum ți-a întors-o de la ceea ce ai spus, chiar dacă a fost în... Nu, stai un pic, chiar dacă a fost de favoarea mea. Dar are ce să-mi întoarcă, că nu era de favoarea ei, nu înțelegi. El vrea să zică că ea a luat... Dacă eu i-am spus că tu... I-a luat-o personal pentru ea. Exact. I-a luat-o personal. Că ce? Că ce? Că i-am adus eu cadou ei. Și cadou, da, eu i-am adus cadou ei. Și dacă spun că Gabi te place, e de favoarea ei, nu înțeleg. Păi asta unde e logica? A fost de favoarea mea, dar i-a luat-o ea personal. Ea, înțelegi? Dar de ce ar fi luat-o? Din păi nu știu, asta pot să întreb pe ea. Pentru că tu ai zis că încă mai îmi dă speranțe. Că eu nu gândesc că încă mai îmi dă speranțe dacă mi-a dat aceea jucărie. Dar dacă un băiat îți dă speranțe, înseamnă că te place, părerea mea. Îmi facem răzbunări după o săptămână. N-am nicio legătură. Eu sunt o persoană răzbunătoare și mă răzbun și peste păi 20 și de ani. N-avea nicio legătură, ai mai dat exemplu pe mine și n-avea nicio legătură. Și e a doua oară când mă dai exemplu pe mine că mă trăiesc eu după Livian. Ah. Înțelegi? Dar eu nu vreau să mă bag în treaba asta voastră. Păi nu, eu zic ei acum. Este între voi. Cred că am fost destul de explicită, ok? Că ce, că știi ceva despre el, dar nu ai dovezi? Poate că am dovezi, dar nu vreau să-i le arăt acum. Ai spus că ai dovezi. Am dovezi și nu vreau să-i le arăt. O să-i le arăt după emisiune, când o să termine emisiunea. De aia. Finala. Știi melodia aia de aia? Sunt multe în patul meu, dar numai una în inima mea. Bine, Livian. Da, e și asta una. Dacă ieri mi-ar zice să ne împăcăm, eu am ură, adică eu mi-aduc aminte ceea ce că ai ură, că dacă a făcut, ură, înțelegi? Și atunci cum rămâi? Eu consider că, da, cumva poate să aibă ură pe mine, pentru dar că am ajuns cumva nu, să o fac. Ură, nu, ură, ură am pentru spun, că am, să spun ce am de spus, să spun ce am de spus. Da, zi, te ascult. Cumva, probabil că ai ură pe mine, că te-am făcut să îți uiți cumva trecutul, te-ai îndrăgostit de mine, te-am făcut să mă iubești și după aia, după aia vreau să pun stop relației pentru că... Da, și eu nu... Ba, nu ne mai înțelegeam. Și eu una nu aș mai avea încredere în tine, pentru că într-o zi te-ai despărțit de mine, într-o zi mi-ai spus că mă iubești și într-o zi ai făcut postarea. Ultima dată când am ieșit, și cred că de acolo este tensiunea și ură, nu știu, nu cred că este ură, nu știu, am prins eu așa ceva, nu știu, nu mai vine să mai vorbesc cu el, nu știu. Pentru mine au fost niște glume care nu eram și tensionat, eram și... Da, s-au făcut niște glume, el s-a enervat foarte repede pe mine, iar eu i-am zis, Gabi, nu mi se pare ok ca eu făcând parte din viața ta. Eu făcând parte din viața lui, adică eu aș vrea ca el să-și caute puțin cuvintele vis-a-vis de mine, adică să aibă puțin mai mult respect, cum și eu am. Da, stai un pic că tu acum ai să-ți cauți cuvinte. Spune că n-a fost o jignire din partea mea sau... N-a fost o jignire, doar că eu sunt mult mai atentă la glumele pe care le fac cu tine, că și eu aș putea să te fac. Du-te, bă, hai Gabi, ești... Hai bă, ești... Lasă-mă, ți-am spus nu, ok, eu ți-am dat exemplu, dar... Tu, uneori, ai reacțiile, nu știu de ce ai reacțiile astea pe mine, reacționezi uneori ciudat față de mine și prea te enervezi pe mine și nu ar trebui, ar trebui pe alte persoane care fac glume cu tine proaste, te jignesc, bine, te jignesc. Acum nu știu dacă e o jignire pentru tine și tu știi la ce mă refer și nu vreau să discut. Lasă, când m-a jignit, i-am zis, vezi că... Da, am auzit, eu am doar obraz. Că atâta timp cât eu îți ofer respectul ăla pentru că ai făcut parte din viața mea și nu mă enervez și, nu știu, și eu aș putea, crede-mă că și eu m-am enervat de foarte multe ori, Gabi. Bun, dar ai văzut că de câte ori m-a jignit, am lăsat-o și nu am mai intrat în conflict cu ea și am spus, vezi că nu l-ai. Nu este vorba doar de o singură persoană, e vorba de mai multe persoane. Stai Nu, ascultă-mă pe mine, nu pe Bianca ce spune. Așa a spus, bă. Nu, am spus că... A plecat la dentist. Și ce nu? La dentist. Ai. Să rămână. Să rămână, mami. Nii, m-a intrat. Oh, să rămână. Doamna Vasiliu! Să rămână. Ce faceți? Vă pup, să rămână. Bravo, în sfârșit. Mami, te iubește, mami, Gabi. Și eu te iubesc. Bun. Ce faceți? Sunteți bine? Bine, da. Suntem bine. Bun, am intrat în legătură și aș vrea și eu să vorbesc cu puțin cu scumpa mea, Ela. Bosu, ce faci, Ela? Vă pup! Ela, vino cu-a. Acum vin. Ela, intră la mama ta, soacă. Hai de Ela, hai. Stai, hopa! Poliția română. Hopa! Eluța mea! Ia o zeluță! Eu am văzut, Ela, eu am văzut semnul cu, Ela, cu judiciara și mă retrag! Ela, ai pus-o, gata! Mă retrag! Ela mea, am înțeles că tu ești supărată, scumpa mea, pe mine! Nu, nu sunt neapărat pe dumneavoastră, nu. Ideea e următoarea, că am primit de la, mă rog, susținătorii mei, anumite conversații. Și zic, băi, imposibil, pentru că, doamnă, eu am vorbit cu dumneavoastră și aveați un vocabular foarte frumos la adresa mea. Ideea că ce avem noi aici, adevărul că
Da, afectează familiile noastre, este normal, este absolut. Bunela, dar stai puțin să spun că tu ieri mie mi-ai spus și sunt și colegii noștri de față, că tu mi-ai spus mie că cumva mama mea ți-a deșat jigniri asupra ta. Nu mi-a zis... Gabi, da? Te rog frumos, mami, lasă-mă să am și eu un dialog cu fata. Păi nu, eu spun ceea ce mi-a zis ea mie și colegii sunt de față. Am înțeles, după aia să vorbești și tu, lasă-mă să vorbesc și eu un pic cu ea. Da. Eu am primit mai multe conversații. Dumneavoastră știți despre ce este vorba, nu cred că trebuie să mai repet aici. Adevărul, când am ieșit în pauză, am întrebat, dați-mi detalii exacte despre cine vorbea, la cine vorbea, că eu nu stau să mă uit pe toate, sunt foarte multe comentarii, mii, sute de mii. Nu am, înțeleg. Îmi trimit oamenii ce văd. Adevărat, eu am fost mai deranjată la comentariile mamei Dianei decât la dumneavoastră. Ulterior, am aflat că dumneavoastră ați avut niște conversații, dar era vorba, era o postare despre mine cu anumite susținători de ale mele și vă înjurați, nu știu ce pe acolo. Dar nu cred că m-am înjurat. Ascultă, mie nu-mi stă în caracter să vorbesc urât de niciun concurent. Chiar și persoane respective care au avut conflict cu Gabi și cu ceilalți băieți din casă, nu mi-am permis niciodată să vorbesc urât la adresa lor. Doar... Da, nu spun că nu aș fi comentat la comentariile urâte care li s-a adresat copilului meu din partea susținătorilor tăi. Doar am spus, noi nu știm situația din afară ce se petrece în casa puterea dragostei. Deci voi nu câștigați nimic că vă certați pe pagine de socializare a concurenților. Da, mai era subliniat acolo, nu știu ce, cumva că dumneavoastră ați deține anumite... Ați deține anumite informații legate de mine și de Jador, că de fapt Jador m-a lăsat din anumite... Nu știe nimeni, știți? Situația mea, foarte puțin sunt de aici, care știu 2-3%. Deci sunt chestiile care se afișează pe Facebook. Eu nu am trăit trăirile tale acolo în casă cu Jador. Păi nimeni, dar nu numai în casă. De față, scumpa mea, deci noi ce vedem la televizor și ce se scrie din partea altor susținători, răuvoitori, să zic așa, în ghirimele, eu nu pot să-mi dau cu părere despre relația ta, atât care timp este cât despre relația copilului meu nu pot să-mi dau cu părerea. Nu mi-am dat cu părerea niciodată, scumpa mea. Păi tocmai pe mine mă mira. Bine, la mama Diana n-aveam așteptări cumva, că am văzut că ea este mai acidă în vorbire. Dumneavoastră nu ați fost așa. Dar puțin cu mine. Era, scumpa mea, noi am vorbit ca mereu noi. De câte ori am avut ocazia, am vorbit cam două, așa este. De multe ori. Așa eu am fost susținătoarea ta și chiar dacă și în sezonul tot tu vei fi și vei rupe relația asta urâtă care e între tine și Gabi, eu tot te voi susține, dar te rog pe suflet. Nu mai cere judecioasă asupra lui. Eu nu că sunt. Dacă sunteți atenți, știu că este băiatul dumneavoastră, dar vedeți că mă ironizează și ceea ce face. Adică o să vedeți, acum s-a mai oprit. Dar ironiile astea pe mine mă zgândără, că e normal. Da, m-am oprit și de ce m-am oprit? Pentru că nu am nimic de gând. El n-ar face asta dacă nu s-ar lua după alte persoane, el nu ar face. Dar nu, eu nu mă iau după nimeni, pentru că părinții mei, ascultă-mă, părinții mei mă cunosc, eu nu mă iau după nimeni. În spate vă pot da mai multe detalii aici, nu sunt, trăiesc aici. Hai să vorbim un pic, lasă-mă să vorbesc eu că ai vorbit cu maică-mea. Păi dacă nu vorbești cu maică-ta fiecare zi. Păi nu, eu vorbesc cu tine, nu cu maică-mea. A, ok. Eu dacă am avut o părere, am avut-o eu, nu m-am luat după Z și Y, nu. Înțelegi? Părerea mea a fost ceea ce gândesc eu, nu, la momentul actual, înțelegi? Tu spuneai niște... Și partea, stai să spun, și partea care ai zis-o tu, că mama mea adresează injurii la adresa ta, tu ai spus-o ieri, nu că adresează susținătorilor tăi, ai spus nu, că adresează la adresa ta. Au fost niște... Stai să spun, stai puțin să spun. Eu dacă îmi văd mama mea că adresează injurii, crede-mă că îi atrag atenția de cele mai multe ori, dar nu o face asta, pentru că eu știu cum am fost crescut, înțelegi? Gabi, au fost niște chestii. Eu când am venit aici în casă, credeam că am plecat de acasă și mama mea mi-a spus, uite, el acum este o fată deosebită și nu știu ce. După aia, pe parcurs, ne-am ajuns să avem un conflict. Bun, anumite chestii, înțelegi? Dar acum eu am încetat, dar tu acum induci lumii și când se va da pe post, o să adreseze injurii lui maică-mea în privat. Dacă nu are de ce, adică... Ba da, pentru că tu asta ai spus ieri în emisiune. Un sfat vă dau dumneavoastră și tuturor părinților, colegilor mei. Nu interveniți în comentariile de pe din mediul online. Pentru că ajungeți să fiți atacați și implicați aiurea. Crede-mă că în momentul ăla m-am văzut pe mine, când am mușcat-o pe Ramona de cap, ea s-a făcut ce mie, a trăit privat, a fi copilul meu lângă mine.
frumos, terminați, mamă, cu răutățile, că azi ești, mâine nu mai ești, mamă, și este greu în viață. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.